A participat la emisiunea Top Chef, a făcut impresie bună, iar acum uimește din nou. Alba Iulianul Cosmin Toma Chef a lansat o carte de bucate demnă de cartea recordurilor. Are peste un metru înălțime și vine cu ea la Duminica e Chic. Ideea mi-a venit așa dintr-o dată, ca un beculeț aprins. Anii trecuți, lansând la târgu de carte din Alba Iulia câteva cărți de bucate, m-am gândit acum trebuie să fac altceva. Alin Stan și Lucian Orian, doi băieți talentați din Blaj, i-au provocat pe Alba Iulien la jocuri magice. Rămâi alături de noi să vezi ce se poate face cu un simplu pachet de cărți și un strop de magie. Uite. Oh! Hey! Ce s-a întâmplat? Hey! Ce s-a întâmplat? Hey! Îmi pare rău. Bun. Ești bun. Ești bun. Nici o zi de sărbătoare fără muzică populară. Adina Popa vine astăzi la Duminica e Chic să ne bine dispună. Dragunii în sat să joc, la 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 la. Cei mai în vogă artiști ai momentului au fost prezenți în Alba Iulia la Alba Fest. Am stat de vorbă cu ei pentru dumneavoastră. Ce v-au transmis, vedeți în emisiunea de astăzi. Vă pup pe toate! Prezența lui aduce în sufletele tuturor multă emoție. Care este povestea corului Teotocos, cor ce l-a făcut chiar și pe Marius Moga să lăcrimeze, ne povestește azi dirijorul corului arhidiacon Călin Bulac. 1987, era duminica, țin minte bineînțeles lucrul acesta, a fost pentru prima dată când am reunit copiii din parohia noastră și am făcut acest cor. Corina Chiriac, marea doamnă a muzicii ușoare românești, a cântat pentru Alba Iulieni. Urmărește Duminica e Chic pentru a reauzi melodii celebre, precum Opriți timpul sau Mama, doar mama. Mama, doar mama, răfidătoare, este tot ce suflet are, voi